Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat pe parcursul zilei de ieri și parțial pe parcursul zilei de astăzi la Tohatin. Este vorba de o intoxicație alimentară. Vom încerca să identificăm care au fost cauzele care au generat această intoxicație și vom încerca să vedem care vor fi urmările acesteia. Prezenți în studio sunt Dinari Cujocaru, medic, consilier PSRM CMC. Bună seara și bine ați venit, domnule Cujocaru. Bună seara. Și Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit, domnule Ungureanu. Bună seara. Domnule Cujocaru, haideți de la un bun început să reamintim telespectatorilor pe parcursul zilei de ieri. 10 elevi din Tohatin au fost internați în spital. Cei mai mulți au zis că este vorba de o intoxicație alimentară. Pe parcursul zilei de astăzi au mai fost internați doi copii. Vârsta este cuprinsă între 7 și 15 ani. Primele versiuni sunt date pe combinatul care livrează, de fapt, hrană copiilor. Deci, aș spune în primul rând că este vorba de o problemă mai veche, este vorba de problema când era deja procurarea alimentelor și nu era un control oricare, iar la momentul combinatului eu m-aș abține. De ce? Deoarece la moment, pe părerea mea și după părerea la orice, spunem, persoană din domeniu, ea spui că combinatul este unica, spunem așa, mașină care cuprinde în ea toți specialiști, inclusiv de la același bucătar, terminând cu un inginer care verifică și poate face un meniu pentru fiecare. Și ca îndreptățire, că văd că toți s-au năpustit asupra acestui combinat, cred că nu este corect, dar actualmente combinatul deservește mai multe instituții medicale, nu numai instituția de la Tohatin, dar toți copiii din care eu știu, care au nimerit deja în instituția medicală, sunt din Tohatin. Respectiv, sursa de infecție, noi trebuie să o căutăm la Tohatin, nu în combinat, ci ceva nu este curat la mijloc. Și iar n-aș vrea să fie ceva murdar, ca ulterior să aflăm că cineva are interesul de a închide acest combinat pentru a-și face niște interese meschine comerciale. Doar știți acum, un an jumate în urmă, când au fost depistate în diferite instituții medicale, unde se procura același pachet de unt la Buicani, de exemplu, cu 15 lei și la Botanica sau la Ciocana se procura cu 25 de lei. Da. O diferență mare, cineva avea un interes comercial. Până în final sunt copii și trebuie să tragem o atenție destul de mare la capitolul dat și totodată noi știm că este o problemă în genere în Republica Moldova la capitolul alimentare. Nu vreau să acum să vorbim că este divin combinat sau cineva. Dar ca medic pot spune că dacă toți copiii vin dintr-un singur punct și punctul dat este instituția de învățământ Tohatin, trebuie sursa de infecție să o căutăm acolo. Da. Domnule Ungureanu, vreau să vorbim în cele ce urmează despre modul în care sunt făcute achizițiile. Pomeneam un pic mai devreme și domnul Cujocaru despre acel exemplu, iau un ghilmel de rigoare clasic, în diferite sectoare a municipiului Chișinău, același produs costă sau costa diferit. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Unde nu funcționează sistemul? Știți, noi avem un sistem foarte complex, foarte variat, cu foarte multe instituții de control și control, mai control, deci de toate nivelurile, dar până la urmă avem cazuri precum acel care a fost cu un an jumătate în urmă, când știm că au avut loc unele nereguli și intoxicări. Avem cazul acesta care trebuie încât de elucidat care este cauza, din ce cauză s-a întâmplat, că este cauză locală, că este cauză combinată, deci iarăși, sunt întrebări care trebuie să se răspundă și sunt oameni care stau pe anumite funcții, stau pe anumite responsabilități, care trebuie lucrul acesta să le identifice până la urmă, pentru că se plătește bani, se plătește bani din bugetul public și trebuie să vedem, vor mai fi cauze de acest tip sau nu, sau cel puțin trebuie să elucidăm ca să vedem ce facem mai departe. Dar faptul că sunt diferite prețuri pentru același produs, pentru același, iarăși aici este o scăpare poate autorităților locale, autorităților centrale, care trebuie să verifice de fiecare dată, pentru că lucrurile astea nu sunt atât de secret, nu sunt atât de greu de identificat. Se verifică o dată în lună sau o dată în trimestru, poate nu există posibilități în fiecare lună, dar se verifică la o anumită periodicitate și se vede la fiecare produs. Bine, dacă deviația este plus minus 10%, poate să mai întâmple transport sau un altă, dar când deviația este de 2-3 ori, atunci aceasta trebuie să se ridice anumite semne de întrebare și să vadă de ce aici anume. Dar pentru dumneavoastră generează semne de întrebare ceea ce numim achizițiile? Achizițiile publice sunt un semn mare de întrebare de
foarte multe laturi și foarte multe ramuri. Începând cu toate nivelurile, cum se realizează aceste achiziții, de la ce producători, cum sunt legate acele companii cu anumiți factori de decizii, cu anumiți factori politici, care cel mai deseori câștigă cele mai importante achiziții. Iată, aici este întrebările care trebuie să toată societatea să le ridice, pentru că de cele mai multe ori avem achiziții care se petrec cu prețuri mai mari decât cele care le găsește orice economist sau orice om care dă pur și simplu o căutare pe piață la anumitor produse, anumitor lucruri necesare, care le vede că cei ce cumpără autoritățile publice, inclusiv din banii săi, sunt mai scumpe. Iar apoi, dacă dăm o căutare și vedem că sunt anumite informații deschise ale companiilor care de obicei participă la asemenea tendere și câștigă, observăm că de multe ori, nu pot spune că de fiecare dată, dar de multe ori, la cele mai mari, acestea au anumite afilieri și anumite legături politice. Despre aceasta s-a scris foarte mult în presă și cred că ar trebui și organele de resort să se autosesizeze în anumite cazuri. Domnule Cojocaru, eu vreau să revenim strict la acest caz și să vă întreb, reieșind și din statutul dumneavoastră de lucrător medical, spuneți-mi, vă rog, atunci când este adusă această hrană în școală, este de datoria conducerii și a lucrătorului medical ca să ia probe? Cel puțin așa se făcea odată. Vreau să aflu, mai e valabilă această regulă? Bine. După normele care erau anterior puse, în primul rând, alimentarea pe toată Republica Moldova, pe timpuri, ei era centralizată. Deci, se înseamnă că la diferite clase nu erau anumite cerințe. Da. De la ei se cerea ca să știbă masa corporală a copilului, să știbă înălțimelor, să făcea o medie cât are clasa 1, cât are clasa 2 și să făcea pentru fiecare câte un meniu separat. De ce? Deoarece necesitățile de fiecare dată sunt diferite. Unul la mână, doi. Erau niște cerințe de control medical către colaboratorii instituției. Trimestrial, acei care au tangență cu produsele alimentare trebuiau să treacă un control destul de minuțios. Actualmente nimeni nu-l face, deoarece este costisitor sau ei spun că este costisitor. Eu, pentru mine, sănătatea nu are preț, deoarece când noi începem a pierde, credeți-mă, fiecare pacient dă totul pentru asta. Iar atunci când un grup de 5 persoane alimentează o grădiniță de 600 de copii, mă iertați, care preț noi putem vorbi, ce fel de economie și sănătate. Asta trebuie de făcut din timp trimestrial. Referitor la produsele care sunt deja transportate pentru instituții, da, desigur, ele se iau probe din fiecare și sunt niște norme, unii ele se țin câteva, sunt anumite ore, ele se țin în frigider sau sunt, de exemplu, dacă au incubator, de fiecare instituție puțin diferit întrebarea dată. Da, trebuie să iei probele și în urma la probele este, ele sunt ca dovadă că produsul a fost de calitate bună. Dacă să vorbim că combinatul la produs le-a transferat, s-a oprit lor câteva probe, s-a dus în instituție. Și dacă infecția vine din instituție, combinatul vine. Ia că poftim, este sunt produsele care de pe data aceea au fost transportate către instituții. Nu este nici o creștere bacteriană, noi nu avem nicio întrebare. Respectiv, iarăși asta dă încă o dovadă despre focarul în interiorul instituției. În interiorul instituției poți să fii, de exemplu, și ești sursă potabilă de apă. Care s-a vehiculat, cel puțin în media scris. Întogat, dacă eu nu mă înșel, el nu este de la municipiul Chișinău. Credeți-mă, aici poți fi un șir de întrebări, atât de la un copil care putea să fie deja la instituție infectat și ulterior cu mâinile murdare să ducă dintr-o clasă în alta și să pui mâna, iar alții, nespălându-și mâna, respectând anumite norme igienice, alimentând și cu cei ce a venit de acasă el și poftim e că noi avem ulterior un rezultat urât. Da. Domnule Ungureanu, eu vreau să revenim ceea ce discutam un pic mai devreme la achiziții și la modul în care sunt realizate. Iată, de acum un an jumate lucrurile, cineva se exprima într-un fel pozitiv sau într-un context pozitiv că s-ar fi schimbat. Economiștii și oamenii care se pricep în tot felul de tranzacții comerciale au zis că deseori s-au schimbat doar denumirea firmei care presta aceste servicii, esența până la urmă rămânând aceeași. E adevărat, dumneavoastră, știu că într-o perioadă de timp ați fost preocupat de temă. În mare parte s-au încercat a face schimbări. Achizițiile electronice au adus niște reguli, haideți așa spunem. Regulile acestea încă nu sunt foarte bine cunoscute de toți jucătorii pe piață. Este un minus acesta, dar cât de cât lucrurile merg înainte. Deci nu stau pe loc. Dar există, e ok să luăm produsul cu cel mai mic preț? Deci lucrul acesta nu este ok și noi am mai expus-o aceasta de mai multe ori că
trebuie să se facă un oarecare balanță dintre cost și calitate. Deci ce avem nevoie și la ce trebuie să atragem atenția. Pentru că cele mai multe ori, dacă luăm doar pe criteriul strict cost, se întâmplă situații în care avem și calitatea cea mai proastă. Sau, spre exemplu, când sunt anumite în caietul de sarcini, nu sunt incluse anumite lucruri foarte importante și atunci ei, respectând formal anumite reguli, uite că anumitele nu le respectă. Sau și mai rău, după ce se încheie contractul, se fac așa anumitele acorduri adiționare la contract, în care se mai și prețul se schimbă deja foarte multe lucruri. Și lucrurile astea se observă, din păcate, la foarte multe cazuri. Și chiar aș vrea să aduc aminte aici și cazurile cu reparația bulevardelor și străzilor principale din municipiul Chișinău, care am ridicat și această întrebare privitor la semaforizarea acestora, care de cele mai multe ori după reparație, iată, vedem, Ștefan cel Mare este exemplu elocvent și alte străzi, nu există semafoare de dublură. Și când am cercetat întrebarea aceasta mai aprofundat, am văzut că la achiziții s-a lăsat așa ca să ducă lucrurile și asta ne costă vieți, ne costă accidente. Domnul Ungureanu, vreau să țineți minte gândul ce intenționați ca să îl sonorizați. În legătură telefonică cu noi este Cristina Stratulat, Serviciul de Presă a Ministerului Sănătății, de la care vreau să aflu din primă sursă care este starea de lucruri în acest caz și câți copii la ora actuală sunt internați. Alo, bună seara! Bună seara! Doamna Stratulat, spuneți-mi, vă rog, câți copii la această oră sunt în spital și care este starea lor? La această oră, la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii din Chișinău, rămân internați 12 copii cu vârstele între 7 și 15 ani. Cei doi copii care ieri erau internați în secția reanimare deja sunt în stare satisfăcătoare și sunt internați în secție. Toți copiii sunt în stare stabilă, satisfăcătoare, primesc tot tratamentul necesar. S-a scris că astăzi au mai fost internați doi copii. Care este starea lor? Starea lor este satisfăcătoare, primesc tratamentul necesar, nu sunt complicații, toți copiii se află în afara oricărui pericol. Care sunt primele prognoze sau primele indicii? De care a fost cauza care a dus la această intoxicație alimentară? Agenția Națională pentru Sănătate Publică a făcut investigații ieri atât la școală cât și în localitate. Urmează probele să fie, rezultatele probelor să fie în decurs de 5 zile. Sperăm că marți deja vor fi rezultatele și vom veni cu o informație oficială pe site-ul Ministerului. Toți copiii au aceleași simptome? Toți copiii au fost internați cu simptome de vomă, diaree și febră. Spuneți-mi, vă rog, poate fi luat în calcul și... Da, vă rog. Care, de fapt, sunt simptomele unei toxicoinfecții alimentare. Spuneți-mi, vă rog, poate fi luat în calcul și sursa de apă, ca fiind generatoare? Nu pot să mă expun acum. Așteptăm rezultatele finale. Ultima întrebare. Când vor fi rezultatele? Când va fi... Rezultatele de obicei se obțin în 5 zile lucrătoare. De asta, cred că săptămâna viitoare, pe luni, marți sau miercuri, vor fi rezultatele. Ce urmează să se întreprindă Ministerul Sănătății? Așteptăm rezultatele și după care ne vom spune. Vă mulțumesc. Domnul Cujocaru, revin la dumneavoastră. Practic se confirmă ceea ce a remarcat și dumneavoastră un pic mai devreme. Copiii cu aceleași simptome, însă sursa până la urmă nu este cunoscută. Urmează ca pe parcursul săptămânii viitoare să cunoaștem. Deci este o procedură, nu ține de zile lucrătoare, cât ține de creștere bacteriologică. Dacă să vorbim că toate probele trebuie să fie date către însămânțare și ulterior în incubator să crească, ca să știm care este sursa de fapt. Dacă vorbim despre factorul, că chiar m-aș interesa, uitați-vă că așa s-a întâmplat actualmente, că și dumneavoastră a spus că ANSA, actualmente s-a făcut această direcție națională, republicană, eu nici nu știu cum să o numesc, ea a luat mai multe funcții din mai multe direcții, distrugându-le, de acolo specialiștii nu i-a luat și a pus, asta este opinia mea personală, și că acolo nu lucrează specialiștii care ar trebui să lucreze în domeniu, deoarece ei nu erau afiliați politic sau nu aveau interes de a dezvolta acest sistem. Au plecat, ulterior ne-am ales cu niște funcții. În funcțiile date s-au găsit oameni, însă oamenii dat nu au actualmente regulament de activitate. Ei nu știu care sunt atribuțiile lor, ei nu știu în genere ce trebuie să fac și care erau atribuțiile direcțiilor pe care ei le-au distrus. Actualmente
Noi ne alegem că, mă spun într-un cuvânt, spălare de bani din stat. Noi achităm salarii, dar pentru cine, nu știu, că rezultate nu avem. Și este regretabil faptul că, credeți-mă, este un caz care este elucidat. Noi avem cazuri asemenea pe Republica Moldova, unii câte un copil, câte doi, câte trei, dar nimeni despre asta nu spune, deoarece de fiecare dată managerii nu sunt cointeresați ca... Să facă public. Da, informația să ajungă în public, deoarece discreditează ei, apar amenzile, la noi doar nu este un mecanism pe dacă s-a depistat focarul, noi trebuie să ne luptăm cu focarul, nu cu managerul, nu cu lucrătorii cei care au un salariu mizerabil. Dar la noi, din păcate, până în final, acei care sunt responsabili de așa întrebări ulterior să aleg cu premii și nici o responsabilitate, iar cei care muncesc și mai tare ori sunt dați afară, ori primesc amend. Nu avem un mecanism echilibrat. Este iarăși mai mult un populism, părerea mea. Dar spuneți-mi, vă rog, s-a procedat corect că instituția de învățământ s-a închis pentru copiii au mers cu o zi mai devreme în mini-vacanță și respectiv și-a suspendat activitatea și combinatul? Referitor la instituția de învățământ, care și eu consider că este focarul primar, da, este corect, atâta timp cât noi nu știm unii anume este focarul, atâta timp cât este necesară o perioadă pentru a fi prelucrate toate clasele date, doar se consideră că este o infecție toxico-alimentară care poate fi transmisă chiar și prin mâinile murdare. Copilașii dați, au mai fost de câteva ori pe la liceu, au mai fost prin clasă, ei pe tot locul pun mâna. Așa este specificul. Da, pentru instituții sunt de acord, trebuia închisă, iar pentru combinat sunt rezervat, deoarece acest combinat, mă repet încă o dată, el deservea mai multe instituții de învățământ, iar la noi sursa de infecție cu totul dintr-un singur, să spunem, focar. Deci eu aici rămân rezervat, părerea mea că ea nu trebuie să fie închisă și declarațiile este populiste că noi să închidem, noi să-i pedepsim, neștiind care de fapt este problema de bază, nu este corect. Iar referitor, dacă ne întoarcem la alimente, nimeni nu spune cum lucrează procedura de achiziții. Păi uitați-vă că combinatele alimentare sunt unicele instituții care lucrează, după părerea mea, corect. Ei nu iau la volum. Ei iau la volumul necesar. Înseamnă că dacă ei au nevoie pe 2-3 zile, ei cumpără 200 de kilograme de cartofi, dacă vreți așa să mă exprim. Pe când se luau achiziții la grădiniță care se fac acum, de exemplu, chiar în același municipiu Chișinău, ei iau achiziții pe jumate de an. Ei iau o tonă de cartofi, două tone de cartofi. Noi nu știm în ce condiții ele sunt păstrate, unde sunt păstrate. Noi nu avem acces de a ne duce le. Iar grădinița, până în final, nu are nici ea așa un depozit ca să depoziteze toate produsele date. Ulterior, noi ne trezim cu așa tip de consecințe. Dacă vorbim, iarăși mă întorc la același pachet de unt, care el a fost atât meditizat, dar până în final, nimeni nu dată în esență că, da, într-o instituție era 15 lei și în alta era 27 de lei, de fapt, suma era. Dar de ce nimeni nu spune de calitate? Este acolo unt sau este substrat vegetal acolo? Sunt niște nuanțe care mai tare ar trebui să ne afecteze decât populismul care nouă ne-l spune în mass media. Eu știu că atunci au fost depistate chiar fondatori la companiei care lucrau în CNA. N-am văzut niciunul să fie arestat, doar până în final asta este o crimă, după părerea mea, că cineva să alimenteze copilul meu sau vecinul meu cu niște produse alterate. Și iarăși, nu s-a ridicat întrebarea, că n-a fost intoxicație. Nicătând la fapt, produsele erau de calitate proastă. Dar atunci când s-a ajuns la momentul financiar, nu a putut împărți între ei, e că s-a ridicat undeva o gălăgie. Dar de fapt, problema este destul mai profundă, calitatea produsului pe care îl ingerează copiii noștri. Asta este problema. Da. Domnul Gureanu, vreau să discutăm despre instituțiile care verifică. Ați menționat și dumneavoastră un pic mai devreme, avem o ierarhie destul de pfoasă așa în tot felul de agenții, instituții, care se verifică de ele. Cine verifică calitatea produsului care ajunge în farfuria copilului? Deci până la urmă aici este greu de spus pentru că s-au avut loc reforme și după cum a spus domnul Cojocar, multe din instituții acestea s-au lichidat, o parte din funcțiile lor au fost preluate. În mod explicit, normal, asta ar trebui să fie ANSA,
Deci, pe de altă parte, o parte din responsabilitate este și asupra fiecărei instituții preșcolare sau școlare care se ocupă de acest lucru. Trebuie să aibă personal calificat care să verifice și să ia probele acestea. Deci lucruri care de multe ori nu se întâmplă. Aș vrea aici să fac o comparație cu ceea ce am avut, haideți să spunem, cu 30 de ani în urmă, 20 de ani în urmă, când fiecare instituție școlară sau preșcolară avea un sistem propriu de fabricare a acestor produse alimentare, de alimentare, deci se alimentau cu ajutorul acelor întreprinderi locale, spre exemplu acele gospodării agricole sau cineva aducea. Și lucrurile acestea nu erau atât de complicate și nu erau atât de multe probleme cum apar acum. Acum la noi din când în când vedem cum apar aceste probleme cu intoxicări, cu alte lucruri, dar de unde ele apar? Pentru că problema este mult mai profundă. De mult se fac anumite șmecherii, anumite lucruri care fondatori sunt anumite persoane suspuse care nu pot fi atinse de către sistemul actual. Deci și ei cumpără uneori mai ieftin, uneori se duc mai, fac anumite schimbări în calitate, în caietul de sarcini, da, deci schimbă tot ce vrei și speră că nu se va întâmpla nimic. Și numai cum se întâmplă vreodată vreun caz din ăsta, dar el oricum se întâmplă odată și odată, deci nu avem cum să evităm, dar atunci când se întâmplă, când se fac asemenea chestii, iată, atunci încep să sară vinoveții, să dea afară, să spună, uitați, îi dăm afară pe toți, așa mai departe. Domnul Gureanu, în legătură telefonic cu noi este Eugen Straista, inspector principal din cadrul Direcției Municipale Chișinău, ASA, pe care îl salut. Bună seara, domnule Straista. Bună seara. Spuneți-mi, vă rog, astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic discutăm despre intoxicația alimentară de la Tohatien. Vreau să vă întreb, știu că sunteți și ați fost în teritoriu, care este starea de lucruri la moment și dacă ați depistat adevăratul focar? Da, la momentul de față se examinează acest caz. Încă nu putem spune cu certitudine că este o toxinfecție de origine alimentară. Versiunea alimentară este una de bază, dar se mai examinează paralel și altele. La moment, situația este cam următoare. La ziua de astăzi, instituția nu a activat, la fel cum și ieri. Nu a desfășurat activitate, copiii s-au prezentat la școală, au fost examinați de către specialiștii medicali, cu fiecare parte s-a discutat. Astăzi am mai avut doi copii internați. Poftim? Astăzi mai sunt doi copii internați în spital. Din sursele mass media am văzut doi, contactând colegii de la serviciu medical și directorul școlii, am înțeles că un copil, nu știu, poate sunt doi, date, unii sunt, da, date diferă. Ministerul Sănătății, cel puțin în apel telefonic, ne-au zis că sunt doi. Nu știu, trebuie concretizat, da, la colegii de la serviciu medical. Da. Posibil este o divergență de informație. Noi am inițiat imediat când am avut informația, când am primit informația, instituția noastră a inițiat conform procedurii speciale ancheta de serviciu epidemiologic, în cadrul căreia au fost respectiv efectuate un șir de măsuri, printre care au fost ridicate și toate probele de alimente care erau la moment în instituție. Vorbim de probele diurne din ziua de luni, care prezintă cel mai mare interes pentru investigație, și precum și cele de marți. Domnul Straita, spuneți-mi, vă rog, verifică cineva calitatea acestor produse care ajung în farfuria copiilor? Bineînțeles că verifică. Responsabil de calitatea. Nu vă spărați, cine? Cine? Sunt un șir de instituții abilitate cu dreptul de control care verifică calitatea acestor produse. Nu vă spărați, dar ar putea să ne dați nume? Conform legislației, agentul economic care produce, livrează, păstrează produse alimentare este responsabil pe tot lanțul alimentar de calitatea și inocuitatea acestor produse. Agentul economic este responsabil să prezinte documente, dovezi prin care se asigură, se garantează calitatea acestor produse. Respectiv, există Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care la fel efectuează, operează controle planificate și inopinate pe tot lanțul alimentar. Domnul Straista, prezent în studio este Dinar Cujocaru, medic, consilier pe SRM CMC, care vrea să vă adreseze și el o întrebare. Vă rog. Domnul Eugen, mă iertați, vă rog, dar din câte cunosc eu, agentul economic, dacă vorbim în cazul nostru de combinat, el este responsabil despre produs care iese de la dânsul din instituție.
deoarece lucrătorii care lucrează în grădinița de la Togate nu sunt lucrătorii lui, sunt lucrătorii deja a instituției. Nu, nu. Cum ar putea ei atunci? Păi stați ei închiriază acolo. Ei închiriază spațiul. O clipă. Combinatul desfășoară, are contract, contract de prestare a serviciilor de alimentație publică, ei închiriază doar spațiul, dar lucrătorii sunt angajați lui, combinatului, sunt salariați combinatului. Tot procesul de alimentație este asigurat de către întreprinderi listate de alimentație publică, de alimentație publică din sector, în caz de față combinatul adolescență din sectorul Ciocana. Angajații sau lucrătorii blocului alimentar sunt salariații combinatului. Da. Domnul Straistă, spuneți-mi, vă rog, dar cât de des se organizează tot felul de controle? Pentru că, cel puțin în media, o dată, într-un trimestru, Există cadrul care reglementează strict controle. Din câte știți, legea 131 pentru controlele oficiale. Obligatoriu să faci un control la începutul anului de studiu, un control cu implicarea tuturor serviciilor abilitate de control, inclusiv ANSA, Centrul Sănătate Publică, serviciul de pompieri, un șir de servicii care participă la acest control de, așa spunem, trecere în revistă a instituțiilor. În cadrul acestui control sunt inspectate absolut toate unitățile de alimentație publică din instituțiile școlare. Dacă ne referim în caz de față, vorbim despre instituțiile școlare. Stă întocmește un proces verbal comun care se semnează de către reprezentanții tuturor acestor instituții. Vreau să vă spun dacă dumneavoastră ați atins tema condițiilor de lucru. Da, și cum se ajunge că destul de frecvent noi avem cazuri mediatizate în media. Cu păreri de rău, odată în 2-3 luni avem cazuri de intoxicație. Bine, nu atât de mare, nu atât de... Pe parcursul acestui an de studii, nu știu dacă au fost confirmate cazuri de intoxicație alimentare, au fost mai multe cazuri, dar în final au fost încheierile de laborator care s-a confirmat că au fost, de fapt, niște cazuri provocate de enterovirus, mai mult. Dacă vorbim în special de gimnaziul 74, s-a văzut și chiar din imagini care au fost ieri postate, este unul care dispune de condiții destul de bune de activitate, a fost chiar recent renovat. Ultimii ani, dispune de utilaj destul de bun dacă ne referim la condiții de lucru. Dacă îmi permiteți să fac careva accente la cazul dat, acolo au fost, la părerea mea, constatate mai multe momente care puteau favoriza situația care s-a desfășurat. Unul dintre care este acela că chiar în ziua de luni, adică ziua precedentă izbucnirii acestor cazuri, acolo a fost o situație de debranșare a rețelei de apeduct. A fost sistată livrarea apei potabile cam între orele 9:30, 10:14:30. Exact cam în perioada în care are loc alimentația. Are loc procesul de preparare și tocitânii de alimentație. Noi bănuim că aici noi n-am putut la moment încă identifica sursa de apă care a fost folosită. Deocamdată se afirmă că a fost folosită apa care a fost în rezervă acolo, s-a făcut o rezervă oarecare. Noi nu știm când această rezervă a fost tăcută, cât timp ea s-a păstrat sau dacă a fost folosită o sursă alternativă, spunem, din preajmă acolo, poate ceva, apă de fântână. La fel s-a dat indicații și o să prelevăm probe și din zona adiacentă instituției, din sursele de apă. Domnul Straistă, ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Spuneți-mi, vă rog, iată pe pagina oficială de pe o rețea de socializare a primarului interimar Codreanu, o mămică scria chiar pe parcursul zilei de ieri că cazuri similare au mai avut loc și în alte instituții de învățământ, pur și simplu proporțiile nu sunt atât de mari și dânsa invoca anumite fructe care sunt oferite copiilor, struguri în mod special. Verifică cineva calitatea lor? Bineînțeles că verifică. Bineînțeles că verifică. Fiecare furnizor de struguri sau deținător, comerciant, trebuie să deține dovezi clare că acești struguri au fost sau aceste produse au fost verificate
în instituțiile respective abilitate cu drept de control și trebuie să dețină certificat de inofensivitate care confirmă faptul că acești struguri nu sunt periculoși pentru sănătatea omului. Domnule Straister, eu vă mulțumesc. Dacă asemenea cazuri sunt, noi vrem să fie reclamați ca să putem reacționa, ca să putem respectiv interveni prin prelevare, dacă este necesar, de probe, de examinare în condiții de laborator. Altfel, noi nu putem da o... Domnule Straister, o întrebare de concretizare și atât. Unde pot părinții să se adreseze în cazul în care au o reclamație? Un număr de telefon, o agenție? Instituția noastră a împărțit și a obligat, practic, din păcate nu se respectă, toate instituțiile de învățământ să plaseze un poster cu toate datele de contact ale Agenției Siguranță Alimente, unde sunt inclusiv, este și un număr de telefon Viber și număr fix, adică pot practic 24 de ore să plaseze careva reclamații. Care este numărul de telefon? O clipă, numărul de telefon din anticameră Direcției Siguranță Alimente Chișinău este 022-123-118. Eu vă mulțumesc, domnul Straister. Chiar la moment vă zic și numerele, vă zic și numărul de alt număr de contact. 022-26-46-43. Există linia verde, apel gratuit. 0800-800-33. Și numărul telefon Viber 067-67-55-44. Da. Inclusiv, dacă accesează pagina Agenției Siguranță Alimente, pot găsi toate... Da. Domnule Straister, eu vă aștept și în studioul Reflector Analitic pentru a continua această discuție. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a furniza aceste informații. Stimați telespectatori, iată, domnul Straister ne oferea și niște numere de telefon la care putem apela în cazul în care avem anumite neclarități sau anumite bănuieli legate de ceea ce consumă copiii noștri în școli sau grădinițe. Domnule Cujocaru, revin la dumneavoastră și aveam o întrebare și pentru domnul Straister, dar cu părere de rău au fost mai multe aspecte ce necesitau a fi discutate. Vreau să vă întreb și la cantitatea de produs care ajung în farfuria copilului. Se monitorizează sau reieșim din ceea ce ni se propune, împărțim în mod egal, frățește așa pe o notă de umor să... Deci, din păcate, mă repet, din păcate, conform contractului, într-adevăr, sunt prevăzute, este prevăzut volumul alimentar, calorajul care este necesar, făcut în raport cu numărul de copii din instituții, iar din păcate că de multe ori se întâmplă, apropo și asta este cel mai clasic fapt, când nu se ajung fructe și legume, anumite legume care sunt proaspete, să spunem, ele pot să nu ajungă la ziua X când este necesar. Atunci deja bucătarii sunt nevoiți de a pregăti în așa mod masa ca să copilul să nu rămâie flămând. Din păcate, da, nu de fiecare dată treaba dată poate fi respectată, deoarece până în final nu este un mecanism care să-l poată pedepsi pe cel agent economic. Noi avem grădiniți care noi ne-am dus, eu personal am fost și nu erau fructele și legume, administrație, ne iertați, ca agentul economic nu dovedește, nu are, asta nu sunt scuze. Este contract, banul, el îl primește la timp, respectiv el trebuie să duc și o responsabilitate. Da, volumul nu tot timpul corespunde necesităților. Spunea și domnul Straister o posibilă problemă la peduct. Spuneți-mi, vă rog, este ceva credibil? Exista poate posibilitatea de a nu prepara un anumit tip de bucate în condițiile în care nu permitea acest lucru și oarecare scuze erau plauzibile? Deci, uitați-vă, dacă din spusele dumnealui, cum a spus, că așa cazuri au mai fost în instituție, în unele instituții, când nu este apă și lăsat, vă dați seama, este o fântână în preajmă care se duce și e o căldare de apă, da, poate să fie, deoarece, după cum știm, la lăsat și aceleași WC-uri sunt făcute la 2-3 metri, iar apa e la 7-8 metri în adâncime, una de la alta nu e așa de departe. Așa, fapt, s-ar putea întâlni, dar atâta timp cât, știți, cât nu este un rezultat, nu este corect cineva de a-l pune grec. Uitați-vă, este și latura mai neplăcută. Vă dați seama, dacă se duceau copiii
100 de copii, 300 de copii acasă flămânzi. Cred că atunci acei bucătari care își fac pentru un salariu mizer muncă venind de dimineață și plecând seara târziu, erau blamați și erau atacați. Nu este corect. Sunt multe lucruri în care se întâmplă în societatea noastră. Noi trebuie să le divizăm și pe data viitoare pur și simplu putem să le eradicăm. Da. Domnule Ungureanu, vreau să vorbim, iată, pe aceeași lungime de undă, legat de aprovizionarea cu apă și aprovizionarea cu toate cele necesare pentru desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de învățământ. Starea de lucruri s-ar părea că este relativ bună în Chișinău, în suburbii. Domnul Cojocaru punea niște accente logice. Starea e dacă nu dezastroasă, cel puțin lasă de dorit. Cum ați comentat dumneavoastră? Întrebarea aceasta care a fost atinsă are atât de multe laturi, deci trebuie întâi să așteptăm o elucidare concretă care a fost până la urmă cazul. Dar faptul că nu există apă în foarte multe instituții sau apa care există nu este întotdeauna de cea mai bună calitate, iarăși este o problemă care trebuia să fie hotărâtă sistemic încă de mai de mult, hai așa spunem, deci de când instituția dată activează, deci s-au hotărât diferite probleme, dar aceasta se lasă pe mai la urmă. Dar în ceea ce privește siguranța alimentară, siguranța de sănătate, alte tipuri de siguranță și securitate care există în cadrul diferitor instituții publice, mai ales acolo unde sunt copii, unde este medicamente, deci trebuie să fie foarte, foarte bine pusă la punct. Faptul că noi avem cazuri din astea și există posibilitatea ca să se fie provocat din cauza calității apei, este și o altă latură care de foarte multe ori nu se spune, pentru că avem în foarte multe sate apeducte, dar nu avem canalizări, ceea ce este iarăși o problemă și chiar o crimă, aș spune, pentru că acele fântâni sunt afectate anume din cauza când există apeduct în satele, chiar și poate și este cazul Tohaten, pentru că este, de ce nu, o localitate suburbană Chișinău, și deci crește cantitatea de apă care o consumă oamenii. Și toată cantitatea aceasta de apă, nefiind canalizată, ea se duce exact la cei 2-3 metri care a spus domnul Cojocaru. Deci afectează foarte mult fântânile și foarte să crește concentrația de substanțe periculoase în aceste fântâni care le avem. Deci iarăși este o problemă care poate fi discutată de o emisiune separată, ce facem noi cu aprovizionarea cu apă, cu canalizarea, pentru că până la urmă ține de sanitatea și de lucrurile care afectează și economic și social întreaga societatea noastră. Deci cum vedem, pentru că aici este un complex întreg de probleme. Deci noi, iată, uitați-vă, cu o problemă parcă mică, poate nu chiar mică pentru unii, dar am atins foarte multe laturi, atât latura economică, cât și latura socială, cât și latura medicală, pentru că toate sunt împreună aici, până la urmă, cum rezolvăm această problemă și cum vom găsi soluții. Dar soluțiile trebuie să le căutăm, nu o panacee singură pentru toată problema, dar la toate nivelurile trebuie să găsim anumite soluții mici, pentru că așa împreună formăm acest mozaic de soluții. Spuneți-mi, vă rog, credeți că în viitorul apropiat, iată ANSA, alte instituții abilitate care, apropo, aici în calitate de jurnalist trebuie să fac o mică concretizare, de fiecare dată ne ciocnim cu faptul că ele sunt destul de conservate la capitolul comunicare. Solicit un invitat ca să-ți vorbească niște chestiuni elementare ce țin probabil de fișa de post al dânșilor și deseori se invocă fie lipsa de personal, fie lipsa de timp, fie alte motive care nu știu în ce măsură eu și telespectatorii le-am putea da crezare. Și de ce spuneam lucrul ăsta, vreau să vă întreb, credeți că noi în viitorul apropiat vom cunoaște adevărata stare de lucruri, de ce acești copii au ajuns la spital și nu se va încerca, pentru că cei care ne vizionează deseori auzim acest argument, nu vom cunoaște, nu am cunoscut și probabil tot va rămâne în suspans. Da, este o latură a culturii și a educației. Da, iată aici, mi-ați preluat gândul, vă rog. Avem noi cultura asta a responsabilității? Nu există o cultură instituțională și o cultură a responsabilității. Ca oamenii să spun, pentru că de cele mai multe ori, iată, ies la iveală acele lucruri care s-au spus, ne vor face pe noi vinoveți, ne vor face pe noi așa cei mai vinoveți de toate lucrurile, țapii, ispășitori. Și deci toți suntem să spună ceva, măcar la spune instituția, la spune altcineva. Cu toate că conform fișei lui, conform, și asta se observă la foarte multe niveluri, nu doar la cazul acesta cu intoxicarea aceasta de sănătate. Chiar când se întâmplă cazuri deosebite în domeniul legislativ. De ce nu este afișat, spre exemplu, pe site-ul judecătoriei când va fi judecata unui om politic foarte cunoscut? Iarăși, instituția care este obligată spune acesta, spune că nu este de treaba noastră, deci persoana responsabilă. Fix așa și la nivelul medical. Domnul Ungureanu, am reușit ca să facem legătura telefonică cu Sergiu Cebotari, primarul comunii Tohaten, pe care îl salut. Bună seara, domnule Cebotari! Bună seara!
seara. Mă numesc Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii de Reflector Analitic, discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la Tohatin și vreau să vă întreb. Iată, din datele oficiale pe care le avem, și cei de la ANSA și cei de la alte instituții spuneau că a existat și o problemă legată de apeduc, de alimentarea cu apa a instituției date. E vorba de gimnaziu. Este așa sau nu? Da, se discută și problema dată, dar e prematur de discutat ceva, deoarece au fost luate toate probele de la toate alimentare care au întrebat-o, au trebuițat-o în ziua aceea. A doua este, variantă este apeductul, care a fost schimbat anul trecut și nu a fost finisat și anul ăsta se fac, chiar săptămâna asta, a fost făcut de branșări la peductul vechi și branșări la peductul nou. Da. Și poate se discută și un virus oricare, eu nu pot să spun. Spuneți-mi, vă rog, în cadrul gimnaziului respectiv, există lucrător medical, se ia acele probe care sunt obligatorii pentru a verifica calitatea alimentelor? Da, în cadrul instituției activează medic pe contract care ia probele, verifică meniul. Suspiciuni, să înțeleg, că asupra combinatului nu există? Domnilor, referitor la combinat, eu vreau să am multe de spus, dar pe scurt, eu activez primar de 2003, deci am dus o luptă mare până ce am dovedit la sus, la primăria orașului, că ei nouă nu-mi trebuiesc. Deoarece erau o dezordine capitală în instituție, în cantina instituției. Și deci am angajat alt agent privat, care au activat până la transmiterea instituției de învățământ Gimnaziu 74 la Direcția Generală Educație Sport. Probleme nu am avut. Oamenii care au luat agentul unui privat achitat și arendă la căperii și achitat și serviciile comunale, lumină, pentru apă, lucrarizare. Dar și probleme nu erau nimic. Când a trecut în instituție, agentul economic, domnul Putin, adolescent, a venit iar înapoi. Și duceți în cantină și uitați acolo, da. N-am cuvinte. Domnule Cibotar, domnul primar, eu vreau să vă întreb. Iată, datele oficiale ne zic că pe parcursul zilei de astăzi au mai fost internați 2 copii. Înseamnă că focarul oricum a fost destul de puternic sau mai există? Da, focarul, nu din spusele mele, dar au mai verificat oameni specialiști, a fost destul de puternic, fiindcă în jur la 80 copii nu s-au prezentat la lecții, au fost verificați toți de dirigență la domiciliu, vizitați, deci era și ieri, și azi au verificat repetat și în scădere. Domnul Cebotar, medicii din cadrul centrului de sănătate au venit în gimnaziu, au verificat starea de sănătate a tuturor copiilor? Da, ieri a fost de la Agenția Națională Alimentației, Siguranță Alimentației, da. Deci medicina preventivă a fost, policlinica 10 a fost specialiști și au verificat pe loc toți copiii. Da. Eu vă mulțumesc, domn Cebotar. Vă mulțumesc. O seară bună în continuare. Succese. Revenim în studio. Cred că mai avem 2-3 minute la dispoziție. Domnule Cujocaru, care ar fi concluziile a ceea ce am discutat noi astăzi? Am auzit punctul de vedere a Ministerului Sănătății, a celor de la ANSA și iată și primarul comunii Tohatin a venit cu anumite explicații. Incertitudinile planează. După cât mi-am dat eu seama, sunt în ce măsură sunt argumente și explicații plauzibile? Deci, dați întâi vreau să vin cu o remarcă. După cum în toată emisiunea s-a văzut, da. Unica era cert, copiii au venit cu diaree, febră, slăbiciuni, dehidratare la instituția medicală. Sunt niște argumente certe, așa?
Dar restul care au venit ne-a dat trimitere la o lege, la două, la trei. Și bunica din sat știe ce e asta, legea numărul 132, 133 și așa mai departe. Bunica de la țară știe că trebuie să duc pe stradă cu tare, în cabinet cu tare și ei să-i lămurească ori să-i dea. De fiecare dată nouă, din păcate, noi într-atât am politizat și am birocratizat tot sistemul, dat că oamenii stau, nu știu în care parte să o iei, una la mână. Și nu vă supărați, chiar nu știem care este situația de la Togatin, dar după discursul care l-am auzit acum de către domnul primar, eu nu-l cunosc pe dumnealui, cred că este o persoană foarte super și bună, dacă din 2003 este primar, dar nu pot să înțeleg, dumnealui spune că este problemă în bucătărie. Păi combinatul deservește un șir de instituții medicale, de ce numai la Togatin este problema dată? Cred că este totuși un iz aici economică cuiva, eu călcat pe coadă cuiva și sunt alte interese. Dar este regretabil că de aici au de suferit copiii. Acum, după părerea mea, ar trebui de luat practica din alte state. Acolo unde sunt implicați copiii, persoanele care sunt competente și duc vină de asta, trebuie să duc o răspundere. Și răspunderea nu trebuie să fie pur și simplu pe foaie, dar trebuie să fie o răspundere pe care fiecare cetățean să știe din statul dat, ca ulterior să stimeze legea. Doi, dacă el știe că are problema cu apă, că face apeductul, preîntâmpină, 8 martie, că o zi era, ce, era greu să faci conexiune într-o zi când grădinița sau școala nu o să lucreze. De fiecare dată noi depistăm că nu este o conlucrare din mai multe sisteme, vă dați seama. Da. Asta doar orice inginer să spui, dar papa dată ajungi și la școală, și la grădiniță, și la bunicuț, preîntâmpină, fă cum ava, fă rezerve grădinița la să fac școala de apă. Sunt niște nuanțe că noi nu este colaborare. Domnule Ungureanu, concluziile dumneavoastră. Deci, pe scurt, întrebarea aceasta este una care ține mai multe laturi, atât de cea economică, cât și de cea socială, dar în primul rând de responsabilitatea fiecăruia, să ca fiecare în acele servicii să-și facă foarte bine treaba și să avem o claritate. Pentru că din cauza că nu există claritate, apar diferite suspiciuni, diferite versiuni, ce și cum, dar până la urmă trebuie să existe fiecare cetățean, fiecare om care lucrează la un anumit post, mai ales la post de răspundere, să poarte răspunderea concretă pentru ce e ce face. Stimați invitați, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Stimați telespectatori, vă reamintesc că astăzi am discutat despre intoxicația alimentară de la Tohatin, din gimnaziu de acolo. Am ascultat punctul de vedere a mai multor instituții implicate în mod direct în această stare de lucruri. Este vorba de Serviciul de Presă din cadrul Ministerului Sănătății, de Inspectoratul Principal din cadrul Direcției Municipale Chișinău-Oasa și primarul comunii Tohatin. Cei de la ANSA ne sugerau de fiecare dată când avem anumite incertitudini legate de calitatea, dar de fapt aș adăuga și de cantitatea produselor alimentare pe care consumă copiii noștri în școli și grădinițe, să apelăm la ei. O seară bună!